O nouă atracție turistică la Orheiul Vechi. La intrarea în rezervație a fost construită o platformă panoramică. Acum turiștii pot admira de la 150 de metri înălțime traseile din zonă și priveliștea oferită de dealurile care mărginesc râul Răut. Deși era frig, iar cerul era înnorat, câțiva turiști erau duminică la Orheiul Vechi. Vezi tot Orheiul Vechi și îți creează o atmosferă foarte, foarte plăcută. Se vede mai frumos, mai plăcut, e foarte interesant. Oamenii tot timpul se opreau aici, și lat și frumos și comod pentru a vedea frumusețele care sunt aici. E foarte frumos aranjată și e privire foarte frumoasă, chiar într-adevăr foarte bine că avem așa spațiu unde lumea poate să vadă. Directorul rezervației Orheiul Vechi a spus că punctul panoramic, care are o capacitate de 20 de persoane, a fost construit deoarece mulți turiști se opreau din drum pentru a admira peisajul. Lucrările au durat o lună. A fost amenajat accesul inclusiv pentru persoanele care au deficiențe locomotorii. A fost amenajat un spațiu, deci unde pot să informeze vizitatorii, chiar și cei care au deficiențe de vedere. Platforma este iluminată artistic, așa că chiar de departe se observă acest obiectiv. Pentru construcția punctului panoramic s-a cheltuit jumătate de milion de lei, bani alocați de Agenția pentru Păduri din cadrul Departamentului Agriculturii al Statelor Unite și Ministerului Agriculturii din Moldova.